Prieteni, în această este Morar News și aici noi vă povestim știrile așa cum ele sunt, dar nu cum cere linia partidului. Apropo, dacă v-ați întrebat ce mai fac patrioții PAS-ului, în sfârșit s-au apucat de lucru. Ne raportează, ne analizează toate publicitățile și emisiunile, peste tot caută narativele Kremlinului. Dacă așa vor continua, jumătate din țară vor fi agenții Kremlinului. Ei ne raportează precum că noi răspândim informații false despre persoanele publice din Republica Moldova. Potrivit lor, critica la adresa guvernării înseamnă răspândirea informațiilor false. Dacă ei n-au observat, la fiecare știre noi dăm mai multe surse. Și de când critica este interzisă la noi în țară, într-o țară democratică și europeană? Eu zic că unica armă pe care noi o avem e să o dați cu like-urile și cu share-urile. Și apropo, cei care încă nu v-ați abonat la acest canal, abonați-vă, e timpul. Iar acum începem! Cunoscută expresie spune, dacă dragoste nu e, nimic nu e. Iar noi uneori credem că această frază a fost parafrazată de către Maia Sandu în felul următor. Dacă Elon Shore n-ar fi, nici eu n-aș fi. Iar ultimul spune cam tot așa. Dacă Maia și echipa ei de vis n-ar exista, nici eu n-aș exista. Pentru că, stimați prieteni, eu altfel nu pot explica niciun fel să se comite ceea ce se comite la nivel politic. Așadar, își adună Shore toată camarila în centrul Moscovei, acolo unde s-a mutat mai nou, organizează un fel de congres și creează bloc politic pe nume Victoria Pobeda. Poze, video HD, discursuri, pupici, discursuri despre viitorul luminos al colaborării dintre Rusia și Moldova, cântice în română interpretate de către Kirkorov și Baskov, probabil au dat și focurile de artificii. Zici că a fost o adevărată nuntă, dar nu eveniment politic. Însă noi nu știm dacă s-a dezbrăcat mireasa la final sau nu. Dar ceea ce știm noi cu certitudine este că cea mai fericită persoană din univers la vederea acestui spectacol a fost nimeni altă decât Maia Sandu. Cum să nu radiez când ți se oferă motive de campanie fără măcar să le cauți? Și asta în momente în care tema referendumului deja plictisește, sondajele arată din ce în ce mai prost, lumea devine tot mai dezinteresată de ceea ce promiți, deoarece ai mai promis și nimic nu ai făcut. Această sindrofie de la Moscova a devenit virală în presă de partid, prin rândul comentatorilor casei, deputații de serviciu făceau rând la TV ca să critique și să condamne. Și când crezi că loc de prostie nu mai este, să știți că este. După acel congres sau ce-o fi fost acolo în Rusia, tuturor participanților li s-au repartizat niște bani. Ei, cum niște bani? De fapt, mii de dolari. Au venit aceștia acasă cu două curse avia și când au fost luați la verificat, mare tărăboi a fost la aeroport. Sergiu Litvinenko, probabil nereușind să-și găsească camaradă din subordine, pe nume Maria Olari, soră de idei și cauze cu Maia Sandu, a trimis alți soldați de partid la aeroport să-și bată joc de oamenii de zi cu zi, care au fost însă la evenimentul lui Shore. Ce s-a întâmplat? De ce nu vă permite? Criminalii la pușcărie, dicurilor sunteți voi, nu vă pus dinței! Criminalilor sunteți voi! De ce nu vă permis? De ce nu vă permis? Că v-aș scuipa vă drept în ochi, dicurilor! Dar de ce dumneavoastră vorbiți așa? Ce s-a întâmplat? Dar dumneavoastră de ce vă permiteți așa să vorbiți? De ce vă permiteți așa să discutați? De ce nu vă permiți să treceți? Iată așa niște cetățeni ai Republicii Moldova, care au acces liber pe la vila prezidențială de la Condriță, alături de Maia Sandu și Codruț, își permit să-și bată joc de alți cetățeni ai Republicii Moldova, care au ajuns să-l venereze pe Elon Shore, de bine ce trăiesc de când Maia Sandu e președinte. Iar partidul ei deține controlul curții constituționale, a justiției, a presiei, parlament, guvern, sute de primării, zeci de raioane, probabil chiar și pușcării au sub control. Altfel spus, ăștia scuipui deja pe orice vor ei. PAS-ul și-a trimis activiștii, doi sau trei la număr, să-i stuchească în față pe cei care vin la Moscova. Asta e super arma PAS-ului. Păi, serios, asta e imaginea guvernării? Să-i stuchești în față pe oameni, asta e deci poate guvernarea? În loc să aplici legea, să aplici SIS-ul, să aplici procuratura, să...
Băi, să implici instituțiile statului, voi vă duceți să-i stuchiți în față. Eu mai mare rușine pentru un partid de guvernare care are 63 de mandate, procuratură, justiție, tot n-am văzut. Știți cu ce vă duceți voi în istorie? Cu stuchitul în față. Stuchitul în față. Dați-i cu stuchitul în față. E gata cu Marinușca, dar să vă duceți mai mult să o stuchiți în față. Să-i curgă așa stuchitul Marinușca pe nas. Eu am crezut că este limita la prostie, dar văd că nu. Țineți-o tot așa. Țineți-o tot așa. Că voi, cu siguranță, pe Marinușca o faceți premier și pe șor președintele Parlamentului. Dodon nu știu ce o să fie și el pe între picioarele voastre, dar cu așa comportament avem asigurată o guvernare prorusă și cu integrare europeană o punem pe poliță. Deasupra poliți. Felicitări pasului. Felicitări pentru cei care au inventat stuchitul în față pentru opoziție. Asta e tot ce puteți voi. Dar să revenim la banii găsiți asupra oamenilor veniți de la evenimentul ușor. Deci nimeni dintre ei nu avea asupra sa mai mult de 10.000 de dolari, adică suma necesară de a fi declarată odată ce intră în Moldova. Cu alte cuvinte, formal acești oameni nu au încălcat nici măcar o literă de lege. Aveau actele în regulă, bani care nu urmau a fi declarați conform legii. Repet, mai puțin de 10.000. Aparent totul era în regulă. Lege de posibilitatea omului să introducă în țară până 10.000 de euro sau în valută echivalentă, fără declarație. Deci omul are dreptul, asta e dreptul prevăzut de lege. Nu vreți, interziceți. Scris că e că toate sumele trebuie declarate sau niciun bănuț nu se poate de introdus în Moldova. Odată ce lege permite, tu nu ai dreptul, nici cum nu ai dreptul să te bagi în viața personală a omului, să verifici ce fel de bani, de unde bani și așa mai departe. Mai ales că omul care se află în fața polițiștilor, mai ales ce am văzut noi aici la ecran, în rămas, în uniformă, lumea speriată, asta, dar nu sunt criminali cu experiență, sunt oameni obișnuiți. Și totuși există un dar. Ținând cont de faptul că asupra tuturor pasagerilor la un loc s-a găsit sumă de peste 1 milion de euro, asta totuși dă de bănuit și de gândit. Noi nu avem de unde să cunoaștem detalii, dar presupunem că aici fie s-a încercat vigilența autorităților noastre pentru a încerca și pe viitor astfel de tactici de a introduce bani în țară, fie s-a folosit tactica când tot se uită la dreapta, lovitura vine din stânga. Sau altfel spus, lași să se depisteze la aeroport 1 milion de dolari, ca în același moment, prin alte cursuri avea, aduci alte 10 milioane. Ori pur și simplu ești un prost. Вот он. Kansas City Shuffle. Все смотрят направо, а ты идешь налево. Cine s-a uitat în dreapta și cine s-a uitat în stânga, rămâne să vedem. Dar cel mai probabil, peste ani de zile, după lungi și anevoioase procese de judecată, acești bani vor ajunge la oamenii de la care au fost confiscați. Căci legea e legea. Iar presupunerile nu rămân decât presupuneri, ori ele trebuie cumva dovedite. Este adevărat că deja se încearcă anumite procese penale, cel mai răsunător fiind trădarea de patria. Șeful interimar al procuraturii se întrecea pe la emisiuni să declare că toți acești oameni vor fi acuzați de trădarea de patria. Dar de când și până unde vizitele în Rusia devin trădarea de patria? Eu țin minte că și mai mulți deputați socialiști au fost odată în Coreea de Nord. Acolo e sau nu e trădare de patria? De ce nu se poate? De ce nu putem fi raționali? De ce să mergem în extremă atât de dură? Doar pentru că orice metodă contează pentru campania Maia Sandu ca să o faceți încă o dată președinte? Voi ce propuneți să facem cu oamenii care gândesc altfel? Să-i expulzăm? Să-i lipsim de cetățenie? Să le tăiem capul și să-l târnăm pe arcul de triumf? Cum am ajuns la aceea încât oricine care nu gândește ca Maia Sandu devine automat dușman al poporului? Eu sunt curioasă cum vor investiga procurorii aceste cazuri în timp ce însuși șeful lor îi numește toxici pe procurori. În general, aveți încredere în colegii dumneavoastră? Nu în toți. Nu în toți. Nu în toți colegii am încredere și problema, din punctul meu de vedere, cea mai mare, optimismul meu că acest vetting va reuși să epureze în totalitate sistemul, din păcate, în realitățile care le avem, arată contradictoriu, că de fapt acei mai toxici, să nu zic altfel, intenționează să rămână până la
sau să lupte până la ultima picătură. Și chiar să credeți că au șanse să treacă de această evaluare? Nu trece evaluarea, este posibilitatea de contestare, etc. Dar cam câți sunt toxici? Sunt convinsă că dumneavoastră deja ați făcut o radiografie a situației în procuratură. La general vorbind, cred că aproximativ 20% din corpul de procurori de mult nu-și mai au locul în sistemul procuraturii. Asta e minima de jos. Iar unii au mers și mai departe. După ce au primit undă verde de a merge la Moldova 1 și pe la președinție pentru a depune sesizări, acum deja cer public asasinarea de către serviciile speciale a liderului blocului creat la Moscova. Și abia e aprilie, stimați prieteni. Să vedeți voi ce urmează. Ei vor da foc la orice pentru al doilea mandat al lui Sandu. Adică când atacuiești politica, premierul, ты если атакуешь твоего контркандидата, конкурента, атакуешь его электорат. Поэтому Майя Санду будет всегда костяк из 17%, потому что позиция, на мой взгляд, неграмотно начинает критиковать. Что происходит с человеком, который проголосовал за Майю Санду? То есть в первую очередь, да, он радуется. Вот когда она выиграла, он радуется, он понимает. Потом у него происходит когнитивный диссонанс. То есть он видит, что Майя Санду не совсем та, за которую он голосовал, что она применяет совсем другие методы, что она, например, там, диктатор, авторитарный режим. Но с другой стороны, он хочет верить, что она именно эталон демократии. Он начинает ее оправдывать. А почему это происходит? Потому что человеку очень сложно признаться в том, да, что он ошибся? В том, что он ошибся, рано или поздно он начинает признавать перед самим собой. Он начинает признавать, да, я ошибся. И здесь появляется оппозиция, которая начинает критиковать. И критиковать не конструктивно, а обзывать. И, грубо говоря, появляется условный Илон Шор, который начинает, да, атаковать. И этот электорат воспринимает, у него происходит реакция психологическая, называется защита собственного «я». Как ты бы ни критиковал Майя Санду, он воспринимает это на свой счет, потому что это его решение было, это часть его. И он тогда начинает защищать ее. Защищать, что Майя Санду, все, что произошло сейчас по вине России, по вине того, что Плохотнюка не посадили, по вине потому, что он начинает Шора. Верить в это? То есть, да. Evidentă la fel de fericită Maia e și Elon Shor. Acum poate vinde rușilor imaginea de principal opozant fără a face prea multe. Ei cum fără a face? Cheltuind o grămadă de bani. Ori dacă în țara noastră s-a vorbit seara de seară despre faptul că iată s-a mai deschis o uzină, o fabrică, s-a indexat pensia a 5-a oară în acest an, importăm forță de muncă căci prea multe șantiere am lansat, evident că Shor ar fi un zero cu tot cu magazinele lui sociale, Cardur Mir și Kirkorov și Baskov. Dar atâta timp cât președinta și echipa ei nu pot decât să nu poată nimic, e și logic că chiar și același Shor va ajunge în top 3 politicieni, iar lumea care pe timpuri ieșea la protestele acestuia strict pentru bani, acum sunt exact ca și electoratul solid al Maie. Așadar, Maia Sandu și Elon Shor, dva sapaga para. Cum credeți dumneavoastră, dacă Shor n-ar face ce-ar face, care ar mai fi tema principală a pasului? Eu nu pot acum să vă spun, de exemplu, care ar fi temele. Cu siguranță, poate oamenilor le-ar veni mintea la cap și ar face o guvernare mai calitativă. Pentru că, în principiu, am folosit acest argument și este valabil. Dacă Arbe și-ar face munca, dacă Procuratura și-ar face munca, dacă SIS-ul și-ar face munca, atunci nu ar exista atâta interes și atracție pentru ca niște oameni simpli de la nord sau de la centru să riște personal ca să ia bani de la Shor, ca să-și potorească, eu știu, diverse emoții politice. Dar domnul Munteanu nu poate avea dreptate, deoarece în opinia prim-ministrului Recean, gruparea criminală, banditească, teroristă, oligarhă, putinistă, pro-război și tot așa mai departe după textul hibrid, influențează procesele democratice din țară, vrea să stopeze parcursul nostru european și luminos, dar mai ales vrea ca vremurile bune să nu mai fie bune, iar oamenii buni să plece de la guvernarea care tare le mai place, atât de tare le place, încât deja sunt gata la absolut orice, dar la orice pentru a se menține. Elon Shor demonstrează câte oară că el lucrează împotriva intereselor cetățenilor Republicii Moldova. El conduce o grupare criminală finanțată inclusiv din bani criminali, bani de la Kremlin, și eu am încrederea că el va fi tras la răspundere de către instituțiile din Republica Moldova. Mai mare aberație nu poate să fie. Eu citesc media moldovenească și eu văd că acolo la fiecare pas, la stângă și la dreapta, se folosește această sintagmă. Că e grupare criminală. Deci nu există grupare criminală așa, în formă pură. Grupare criminală trebuie să fie pentru desfășurarea unei activități criminale.
vinderea de droguri, prostituție, furturi, ceva activitate criminală care are, este organizată într-o formă așa mai profesionistă, într-un sens putem spune activitate criminală profesionistă. Asta e activitatea criminală organizată. Dar nu, pentru ce e că mă uit, ce-și oameni, ce fel de crime au făcut ei? Ce fel de crime au făcut ei? Au introdus valută în Moldova. Ok, dar legea permite sau nu permite? Permite. Atunci care e problema voastră? Такие умные министры, да? Ну, реально профессионалы. И какой-то Шор. Даже не сидя в Молдове. Управляет процессом. Да, и может их дурить так спокойно. Вам не стыдно это говорить? Вот вы, у вас есть вся полнота власти, и есть какой-то беглый Шор, и вы говорите, что ему удается вас обвести вокруг пальца. Вокруг пальца, как детей в детском саду. Я так понимаю, я правильно понял, да? Я так понимаю, они сказали, что вот мы не можем ничего делать, потому что нас все время водят вокруг пальца, да, если серьезно. Проблема лор есть и к ей ну под. Ей ну а у еши дин кампания ле электорали, а ле ани лор 2020 и 2021. Кач кампания де анул трекут пентру пас а фост ум фиаско гроз. Эште ну под нимик алчева, декыт са фак электорала. Са чара редучере тарифилор, са чара крештере пенсилор ши салариолор, са чара жустиция коректа, са чара акчес ла телевизионе национала, са чара дриптате пентру Анджела Дэвис, са кондамне публик, са стян студиор ТВ ши са репети текстеле инвацате пила меселе ротунде, организате декетри уни Джеор. Боец ши фетя, поати локул востру е напои на чести организации нон-гувернаментале, а колу ва е локул, ла факут нимик ши ла дансат. Мая папе, зенхапе, тоц усинаторий, мандрие пентру ачест попор, каре ин 2020 a adus цари cel mai bun președinte! Astăzi vă îndemn să facem acest pas împreună. Timpul frumos! După o săptămână plouoasă, noi am comandat o leagă de timp frumos, dacă nu vă sfărați. După ce am obținut victoria la președinție, o ducem până la bun sfârșit și la Parlament. Ajunge și să le spunem că hoții nu mai au ce căuta în Republica Moldova. Jos hoții! Să mai răsune o dată imnul vremurilor bune! Vremuri bune, noi pornim, orice vrem e bine să trăim. Niciun hoț în țara mea, dau acasă în Moldova. Au tolerat cât au tolerat și n-au mai rezistat nici partenerii de bază a EPAS-ului și a actuale președinte. Așadar, aflăm în sfârșit și de la americani ceea ce noi spuneam de mult. Corupția rămâne larg răspândită în Moldova, iar legile continuă să fie aplicate în mod selectiv de către sistemul judiciar, se arată în raportul anual al Departamentului de Stat al Statelor Unite privind drepturile omului în Moldova, publicat zilele acestea. Raportul, o analiză anuală a practicilor privind drepturile omului, cum ar fi drepturile individuale, civile, politice și ale lucrătorilor, a constatat că, deși autoritățile moldovenești au luat unele măsuri pentru a combate corupția, acestea au fost în mare parte nereușite. În ciuda faptului că guvernarea a luat măsuri pentru a combate corupția și pentru a crește independența sistemului judiciar și capacitatea agențiilor anticorupție, corupția a rămas endemică, adică care bântuie constant. Corupția în sistemul judiciar și în alte structuri de stat a fost larg răspândită, se arată în raport. Raportul susține că independența judiciară a rămas o problemă semnificativă din cauza justiției selective, în care legea nu a fost aplicată în mod egal pentru toți și a fost adesea aplicată în mod selectiv din motive politice, zice raportul al Departamentului de Stat al Statelor Unite privind drepturile omului în Moldova. Până
Până la ora filmării acestui subiect, noi nu cunoaștem care au fost reacțiile oficialilor de la Chișinău, căci ei nu au comentat deloc umilința asta venită de peste ocean. Dar suntem curioși ce vor mai spune de această dată, pe cine vor da vina. Acum se dă vina pe Ruș, Șor, Platon, Plahotniuc, expoziile periodice de pe Soare, încălzirea globală sau pe grupul Wagner sau Mercur Retrograd, acum nu prea are cum să treacă. Reiterăm și citem de la un coleg de-al nostru. În martie 2023, Veronica Drăgălin, procuror-șef anticorupție, primea premiul pentru excelență în procuratură. În decembrie 2023, Veronica Mihailov-Muraru, ministru al justiției, primea titlul onorific de campioană anticorupție. De când a apărut în politică, Maia Sandu a tot promis reducerea corupției și respectarea drepturilor omului. Concluzia Departamentului de Stat. Corupția a rămas endemică, iar legile sunt aplicate selectiv. PAS este la putere de 3 ani, iar Maia Sandu de 4 și ea mai vrea un mandat. Însă Dumnezeu e mare. Гениально, правда? Ничего гениального. Спасибо за поддержку. Я против. Ты очень помогла. Это ошибка. Спасибо, подруга. Și vorba cheia, o problemă pentru PAS nu vine niciodată de una singură. Deci, în paralel ce americanii îi dădeau pe ai noștri cu capul de asfalt, o lovitură de grație a venit și de la Amnesty International. Citim și deja nu ne mai mirăm. În încercarea de a contracara influența rusă, Moldova a încălcat dreptul la asociere și libertate de exprimare, a consemnat organizația în raportul anual privind situația drepturilor omului în lume. Printre acțiunile care au încălcat drepturile omului, Amnesty International a menționat faptul că autoritățile din Moldova au interzis un partid pro-rus, au împiedicat alt partid să participe la alegerile locale din noiembrie anul trecut, Serviciul de Securitate și Informație a blocat zeci de platforme digitale și a suspendat difuzarea mai multor televiziuni. În același context, bunii mei prieteni, eu vă amintesc despre ultimul raport al OSCE cu privire la alegerile locale din toamna trecută. Iarăși vă amintesc că Organizația Internațională a dat cu capul de asfalt autoritățile noastre pentru cum au organizat ei alegerile. Acolo, practic, cu text deschis era spus, scrutinul nu a fost corect, liber și democratic. Dar cineva dintre voi crede că lor le pasă? Ei își văd de viața lor, se bucură de așa viață și de faptul că noi nu reacționăm mai dur și nu ne opunem. Ei savurează viața și vorbesc în limba lor, despre ai lor, cu ai lor, dar mai ales despre originile pasului. Bună ziua, dragi cetățeni! Astăzi, deputații din Comisia Mediu, Climă și Tranziție Verde, suntem la întreprinderea silvico-cinegetică Strășeni și am venit aici să ne continuăm lucrul de comisiei pentru a verifica și a vedea cum se îndeplinește Programul Național de Împădurire. Sunt aici la un loc silvic și iată, vreau chiar să vă arăt tuturor cum crește un stejar. Deci iată acest stejar care este în spatele meu. Are 10 ani de când este plantat. Cum a crescut stejarul, noi știm. Noi mai cunoaștem și cum a fost tăiat acel cunoscut stejar. Vă îndemnăm să fiți atenți la precedente, mai ales la casa de origine, dragi deputați și membri ai PAS. Un alt exemplu al lumii paralele în care trăiește puterea este faptul că în timp ce rezultatele publicate de PISA în 2023 arată că avem 50% din elevi care nu ating un nivel minim de competență și ne confruntăm cu un deficit de 7.000 de cadre didactice, Ministerul Educației a organizat zilele acestea Săptămâna Educației, cu genericul Moldova pentru Educație, zile în care ei între ei au discutat cele mai importante inițiative în educație. Ei voi, cei de sus, la voi sistemul educației înseamnă să umbli demonstrativ prin școli și să faci propagandă pe față pentru plebiscitul Maiei Sandu. Astfel de teme nu sunt pe placul celui căruia îi se spune ministru al educației. Se irită imediat când e luat la întrebări pertinente. Ministru, poți da, vă dați seama de ceea ce faceți și banii murdari pe care îi primiți la un moment dat îți vă stea în gât? Și... Domnule ministru, da, aveți dumneavoastră careva dovezi? Eu sunt un simplu lucrător. V-am adresat niște întrebări care ar putea să vă adreseze și un simplu cetățean. Noi încă vom vedea cui, ce și cât de adânc o să stea în gât. Ce obrăznicie! Și noi sperăm că ulterioarele rapoarte internaționale vor constata asta și vor condamna astfel de ieșiri impardonabile. Și el se cheamă ministrul al educației. Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле парашей?
Și știți, dragi privitori ai emisiunii noastre, de ce celor de la guvernare nu le pasă nici măcar de rapoartele internaționale? Deoarece ei sunt deja obișnuiți cu minciuna. Ei mint în țară, în parlament, în comisii, în rapoarte scrise pentru parteneri. Ei falsifică acte și toate acestea exact ca pe vremea lui Plahotniuc. Ei sunt absolut siguri că asta va dura o veșnicie și nimeni nu-i va atinge. Să le amintim că așa credeau și precedenții. Astăzi se împlinesc 2 ani de când Vlad Plahotniuc și Ilan Șor, principalii figuranți în dosarul care vizează jaful secolului, au fugit din țară. De atunci, aceștia nu au putut fi aduși în fața judecătorilor, iar organele de drept au devenit incapabile să miște ancheta din loc. Procuratura susține că nu știe nici astăzi unde se află cei doi. Dragă și scumpă actuală guvernare, ai grijă totuși la ceea ce faci, pentru că nu cred că peste ani îți va plăcea să auzi la TV următoarea știre. Astăzi se împlinesc exact 2 ani de la fugă din țară a fostei președinte Maia Sandu și a ex-vicepremierului Andrei Spânu. Autoritățile de la Chișinău au interpelat Interpolul așteptând implicarea organelor de anchetă internaționale pentru identificarea locului aflării celor doi și aducerea lor în fața justiției moldovenești. Justiție pe care Sandu a reformat-o atât de profund încât acum această justiție o așteaptă cu drag acasă. Слушай, друг, у тебя хорошие глаза. Сразу видно, что ты хороший человек. Помоги, пожалуйста. Пройдемте. Извините, нацвали. Давай, давай. Лет через 5. Помогу. Поможешь, поможешь. Vine 9 mai, ziua Victoriei, care de anul trecut se numește Ziua Comemorării și Reconcilierii în memoria celor căzuți în cel de-al doilea război mondial și deja nu se mai marchează la 9, ci la 8 mai. Iar pe data din 9 se marchează deja Ziua Europei. Cu acest prilej, Maia Sandu ne invită să celebrăm Ziua Europei, evident că în Piața Marea Adunării Naționale, și deja nu se știe a câtă oară. Aici vă rog un pic de atenție. Ea ne spune că vom avea ocazia să vorbim cu cabinetul de miniștri și să aflăm despre proiectele prin care construim Moldova europeană. Adică, ea chiar crede că pentru noi ar fi o onoare să vorbim cu cei din guvern. Eu mă tem că, fără pază de corp, acolo n-are ce căuta niciun ministru, la câtă mulțumire este în societate. Iar despre ce să discutăm cu guvernul, ne spun tot ei. Dar dacă vom încerca să discutăm despre ceea ce este în realitate, ce se va întâmpla? Vom fi evacuați din Piața Mare Adunării Naționale? Vom fi lipsiți de cetățenie? Ce va fi? Mare divizare va fi și în acele zile, deoarece deși au transferat Ziua Victoriei pe 8 mai, 8 mai e zi de lucru, iar 9 mai e zi liberă pentru bugetari. Când credeți că vor marca partidele și oamenii Ziua Victoriei? Evident că pe 9, tradițional. Curios, cu cine va marca Sandu în piață? Iarăși va aduce bugetarii în conformitate cu listele și organizat? Păi așa făceau și precedenții când aveau nevoie. Actuale de ce fac același lucru? Iar dacă bugetarii se vor opune, cu cine va sărbători doamna Sandu? Și încă ceva, dar șefa statului va depune flori la eternitate sau după ce complexul i-a fost donat administrației locale, președinția nu are ce căuta acolo? Sau ea va merge în Ucraina pe data de 8? Sau la Bruxelles? Am rămas, dragi prieteni, o mână de oameni în țara asta, dar tare ne-am mai divizat. Români, moldoveni, 8-9 mai, Est-Vest, română moldovenească, Crăciun pe stil nou versus Crăciun pe stil vechi, iar mai nou aflăm că în acest an, de Paște, focul haric va fi adus în Moldova separat atât de către Metropolia Moldovei, cât și de cea a Basarabiei. Curios ce va alege șefa statului, or anterior nici măcar nu-i pasa de biserici, o spunea chiar ea cu text deschis. Eu cred că comunicarea cu Dumnezeu, în cazul meu, poate fi făcută nu neapărat prin aceste biserici sau unele biserici care interpretează lucrurile așa cum vor eu. E o relație pe care o am eu la direct și nu am nevoie de intermediere, ca să spun așa. Curioasă declarația. Acum vedem că nu mai gândește astfel și și-a amintit de biserici și Dumnezeu. Acum deja și-a amintit și de limba rusă. De ea, apropo, și-a amintit cam toți de la guvernare în acest an electoral. Și despre referendumul ei ne povestește deja și în rusă. Plebiscit pe care continuă să-l promoveze strict printre ai săi. De exemplu, Sandu a mers la ședința Consiliului Camerei de Comerț și Industrie. Instituția dată a încheriat una dintre cele mai frumoase săli a Universității de Stat a Moldovei, doar ca să-i facă ei pe
plac, deși nu credem că e posibil să-i faci cumva pe plac. Și iarăși atenție, ea le-a vorbit celor de la Camera de Comerț și Industrie, adică oameni de afaceri, de UE și beneficiile Uniunii. Adică celor care pricep cel mai bine la asta, celor care sunt membri de partid în mare parte și susținători ai PAS-ului, Sandu le-a vorbit despre plebiscit. Noi ne întrebăm, de ce nu merge în piața centrală să le vorbească oamenilor de acolo despre toate acestea? Acolo chiar o vor asculta cu atenție. A, am uitat, acolo va fi mai greu de controlat listele participanților. Clar. Deci, din nou divizarea, ne vedem cu ai noștri, dăm asta la TV, arătăm bine, mai prostim un pic poporul, iar poporul, ei, Dumnezeu cu poporul. Când nu ai ce să spui populației despre succes în domeniile sociale și economice, nu ai altă cale decât să inventezi astfel de subiecte ca cel de mai jos, pentru că să vorbești doar despre război devine deja periculos. Una dintre noutățile lansate de marele ministru al economiei este lansarea campaniei naționale Fără Cash. Atunci când vorbim de cashless, vorbim de o siguranță mai mare, vorbim de costuri mult mai mici în esență, pentru că cash-ul costă. Poate asta este o idee contraintuitivă, pentru că vedem comisioane și așa mai departe, însă cash-ul tot costă și există și riscuri care sunt conectate de cash, care sunt excluse. Prin definiție, nu ai nevoie de, nu știu, de pază, de incasatori și așa mai departe. Noi nu prea am înțeles ce a zis omul, dar noi știm sigur că diaspora este nebunită de ciudă după ce ai noștri bravi au limitat tranzacțiile cu banii cash și mai ales achizițiile la apartamente. Și asta ei au comis-o mai ales contra celor din diaspora, oameni care au contribuit enorm ca actuale să dea așa interviuri ciudate și să îndemne cetățenii să nu mai folosească cash, ci doar prin card. Domnule ministru, noi toți cu drag am acceptat ideea dumneavoastră, dar pentru ca omul să poată cheltui banii așa cum vreți voi și prin căile pe care le vreți voi, știți de ce au nevoie oamenii? De locuri de muncă bine plătite la ei în țară, adică de bani, domnule ministru, de bani. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть. Țara este în sărăcie profundă, o treime din populație trăiește sub pragul sărăciei, iar ei dau lecții oamenilor despre cum trebuie să cheltuie banii, prin card sau cash. E și logic că PAS preferă băncile, ori de-ai lor sunt peste tot în băncile din Moldova. Uneori se pare că țara noastră este condusă de către cei care dețin controlul asupra băncilor și nu de guvern și doamna care încă este președinte. Domnul Bujoreanu ne-a citat-o pe doamna președinte referitor la domnul Andrei Spânu, că e manager bun. Dar despre domnul Bolea, ministrul Agriculturii și domnul Alaiba de la Economie, cum a reacționat? Negativ. De ce se întâmplă acest lucru? Lumea trăiește în propria sa realitate virtuală. Ei, am impresia că nu observă ecourile triste pe care le trezesc deciziile lui ministrului Bolea în raport cu agricultura, în raport cu politica de subvenționări. După cum nu observă nici efortul minimum pe care nici pe cealaltă nu îl depune domnul Alaiba pentru că să existe o economie funcțională de piață. 0,7% creștere economică în 2023 este ridicol. Este cel mai prost examen pe care îl pică orice novice. De ce pleacă oamenii din Republica Moldova? Pentru că nu au locuri de muncă. Antreprenorii nu se simt protejați. Drepturile de proprietate sunt volatile. Interpretările pe care le fac inspecțiile de stat pe anumite, fie pe controlele tehnice, fie pe inspecția fiscală, sunt discreționare. Și în aceste motive spui, nu vin investiții pentru că e război. Interesantă idee. Și atunci, ce, punem statul la uscat până se termină războiul și atunci începem viața de la început. Dar între timp oamenii trebuie să-și hrănească familiile. Apropo de hrană și bani, pentru că situația e tot mai proastă la capitolul social-economic și e an electoral, doamna Sandu se află zilele acestea la Bruxelles, acolo unde va susține un discurs la deschiderea conferinței anuale privind bugetul UE. Ați prins? Bugetul UE.
Parcă o vedem iarăși. Dragă Uniune, suntem a doua țară după Ucraina afectată de război, iar războiul hibrid e întoi. Nu uitați să ne dați și nouă ajutoare financiare. Și toate acestea, dragii mei, se întâmplă pe fundalul unor realități paralele. Pe de o parte, toată lumea știe că e grav în toate sectoarele, iar în același timp, guvernul susține că deci campania guvernul construiește e întoi. Sute și mii de proiecte, spun cei din executiv. Nimeni dintre oamenii raționali nu pricepe la ce anume se referă guvernul, dar la TV totul arată fantastic. Toți sunt fericiți și se aplaudă între ei exact ca în tribunile Sovietului Suprem al URSS. Doamna președinte, stimați colegi din administrația publică, că e centrală, că e locală, haideți de astăzi înainte, noi să știm că suntem cu toții o echipă. Eu nu mi-am pus cravata de atât că avem de lucru. Și noi permanent avem de lucru. Și avem de lucru împreună. Și eu când zic că guvernul are de făcut ceva, asta înseamnă că trebuie să facem în parteneriat, accentuez, în parteneriat cu administrația publică locală. Și eu vreau să aplaudăm acum pe cei care lucrează în administrația publică locală. Информационное сообщение о пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Râdem noi, mai glumim, stimații și dragii noștri, dar despre economie și problemele sociale noi chiar nu știm cum să vă relatăm, căci nu avem ce să vă povestim. Un ministru ascunde ștampirile, cerșim bani, datoria internă crește, datoria externă crește și ea, remitențele diasporei sunt tot mai mici, pe aici colo se mai repară 50 de metri de drum, se vopsește o stână, iată că se va ieftini gazul pe timp de vară cu vreo 2 lei. Să nu spuneți că noi aici nu vă povestim știri pozitive, când guvernarea face ceva bun. Dar nici măcar dezbateri TV la subiecte social-economice nu mai avem. Nici măcar unele formale. Pur și simplu nu se discută despre ceea ce nu există. Скажите, кадастровая земельная реформа, возможно ли она и как она будет проводиться? Как считает ваша партия? Очень правильный и своевременный вопрос. Дело в том, что вопрос настолько объемный, что просто так сразу и не рассказать. Во-первых, 15-я поправка, которую мы вместе с нашими, понимаете, однопартийцами продвигали в Государственной Думе, и, к сожалению, она не прошла. Но, да знаем мы, как вы продвигали. Слушайте, можно я в свое время буду говорить? Да, а у вас было время, вы поговорите в свое. Мы что, мы знаем, как значит, вы продвигали? Послушайте, у вас было время! Не надо торговать! Не надо меня перебивать! У вас было время! Не надо! Вы говорите в свое время, не ладно? Продвигали мы, между прочим, чем ты вас от рейка просрали! Все! Спасибо, Игорь Юрьевич. Безусловно, исчерпывающий ответ вы дали сегодня. Я надеюсь, что именно ваш ответ будет вписан золотыми буквами в историю кадастровой земельной реформы. И спасибо вам, вы тоже очень внятно объяснили, как это все должно происходить со стороны оппозиции. Un brav bărbat din nordul țării a dat pe față cam toată esența celor care slăpiciorul Maia Sandu. Deja cunoașteți cu toții că tot cabinetul de miniștri și tot partidul umblă prin localitățile Moldovei pentru a-i face ei campania electorală, atât pentru prezidențiale cât și pentru referendum. Și iată, aflându-se într-o nouă deplasare, premierul, accentuăm, îl cheamă Dorin Rician, a vrut și el să fie mai aproape din orot. Totul dădea cu pozele, cu datul mâinii, însă la un moment dat a vrut el tare să-l mai asculte pe un omulean, care în câteva secunde a descris toată situația din țară, iar la final, fără să vrea și fără să-și dea seama, i-a arătat prim-ministrului unde este de fapt locul și care este notorietatea sa la nivel național. Vrem în Europa, dar trăim greu. Drumurile rele, etajul în piață, când nu mă abortă, nu mă bolotă, se dă, se dă oamenii jos. Nu e... Dar în afară de drum... În afară de drumuri, vrem și noi să trăim mai bine, dar cum să trăim bine? Trebuie să ne stărim noi singuri. Da, da. Bine să trebuie să-l faci singur, dacă trebuie să așteptăm să ne fac cineva, nu ne să stăm. Bun, dar. Bun. Să trăiți. Bună. Cum vă trebuie? Dorin. Dorin cum? Rician. Și sănătos. Eu vă văd pe televizor de multe ori, dar de pădeți mai bătrân în realitate. Să trăiți. Tebe как звать? Что?
Тебя как звать? Тони! Нахуй пошел, Тони! Юну эксклудка, а чест ом, вафину мид ом ал рушулор, а джентал Москови, солдат, ал разбойлу хибрид. Ну, юну эксаджерес делог. Табора дел гувернаре, дежа есть о компания ланевил де цара, рефериторила душмани экстерн ай Молдови. Пести тот ей вед агентс, сомай симпл спус, кэн ешь тин капабил со конструешь макарчева, дай вина, пи душману экстерн, шиди сигур, пи чел интерн. Domnilor taximetriști, fiți pe fază, e o dedicație pentru voi. Dar în același timp am un sentiment că printre taximetriștii din Chișinău au fost infiltrați foarte mulți agenți din Rusia, pentru că cred că este, nu știu, deci orice călătorie cu taxiul, bine, hai să nu generalizez, dar fiecare a doua călătorie cu taxiul în oraș este descoperirea că taximetriștii noștri sunt toți dezamăgiți în Moldova. Unii cred că cel mai bine Moldova au trăit pe vremea lui Ștefan cel Mare. Am un singur taximetrist foarte bătrân. Nu, Andrei, tu ai avut un singur taximetrist, dar e, da, eu cred că e momentul cu taximetriștii trebuie luat foarte tare în serios, pentru că ăștia sunt oamenii care comunică cu foarte mulți oameni și mi-aș dori de acolo să aud mai multe mesaje optimiste. Ați prins ideea? Cine nu e mulțumit e agent rus. Orice critică la adresa guvernării e narativul Kremlinului, doar așa. Și asta e campania la nivel de partid, dragii mei. Ăștia ne vor acuza pe toți dacă ne vom plânge public pe cât de prost e totul în țară din cauza vremurilor bune și a oamenilor buni. O, și că a venit vorba de oameni buni. Andrei Spânu. Cunoașteți prea bine că s-a apucat de capul lui deja de ceva vreme Procuratura Anticorupție pentru a vedea ce a făcut totuși Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale sau, cum l-a scris într-un act oficial o instanță de judecată, Ministerul Infracțiunii și Dezvoltării Regionale, deci ce a făcut instituția cu acel drum de la Bumbetă, de unde se presupune că s-a furat la greu. Astfel, Spânu și-a luat presa și a vizitat cu aceasta punctul de trecere a frontierei Liova-Bumbetă. Jurnaliști, cameramani, fotografi, full HD packet. Deci ministrul cu propria fracțiune în fracțiune o sfidează pe față pe Veronica Dragălin și arată poporului prin presa sa că tot ceea ce s-a făcut acolo e de calitate. De asta a costat atât de mult. Iar procesul penal e o foaie galbenă lobudă. Mai mult, Andrei spune că el și presa vor face astfel de vizite mai des, pentru că este corect ca cetățenii să cunoască despre proiectele la care ministerul lucrează. Dar de când Spânu spune presii pe față care sunt evenimentele pe care urmează aceștia să le filmeze și să le dea pe post? Dar de când în lupta ta personală contra celor de la anticorupție a devenit ok să folosești presa de partid? Haideți să ne imaginăm alt caz. De exemplu, cunoscutul dosar Culioc. Acolo dosarul deja e în proces de judecată. Să admitem că Igor Dodon invită presa în sală unde s-a filmat acel celebru video, le povestește versiunea sa și de aici ce ar urma? Că procesul de judecată să se încheie? Asta e logica lui Andrei Spânu. Nu ne îndemnăm colegii ca să-i propună acestuia să efectueze o vizită similară și pe la aeroport. Ori, pe cazul dat, la fel avem proces penal. Dar să nu așteptăm în zadar, pentru cei de sus nu asta contează. Țintele lor adevărate sunt cei care li se opun. Probabil cunoașteți istoria Nataliei Reaboi, director adjunct al Școlii Sportive a Rezervelor Olimpice. Femeia a câștigat concursul pentru ocuparea funcției de director al instituției, concursul a fost anulat imediat pentru că ea nu a vrut să adere la partid. Câștigător a fost făcut unul care e cu carnet de partid. A încercat doamna să lupte pe toate căile, niciun succes și a mers la o emisiune TV să se plângă și ce credeți? A doua zi ministrul apare la o altă televiziune și anunță că o dă în judecată și că nu el o dă, ci ministerul, dită pe Ministerul Educației. Acesta de fapt a fost un mesaj pentru toți cei care vor încerca să se opună fără de legilor. Veți vorbi în public, veți avea și mai mari probleme. Iar eu, stimații mei, vă chem să nu vă temeți, să vorbiți din contră, ieșiți și povestiți tot ce știți despre aberațiile celor de sus sau ne scrieți pe acest mail pe Proton. Este adevărat că atunci când vorbim despre justiție, nebunia celor de sus trebuie deja examinată de către specialiști. Iată un alt caz. Există un judecător pe nume Gheorghe Balan. Tare a mai avut de suferit omul pe vremea lui Plahotniuc, pentru că a fost primul și aproape singurul judecător care a vorbit deschis despre uzurparea puterii, despre capturarea justiției și a sistemului judecătoresc. Vă amintesc că el a fost unicul la cea memorabilă adunare a judecătorilor din martie 2017 și care a făcut ceea ce trebuia atunci să facă fiecare
fiecare dintre 450 de judecători. Dar s-a ridicat numai el și a pornit public împotriva lui Plahotniuc. Iată ce spunea el atunci, pe timp ce alții care astăzi îl execută știau doar să scrie rapoarte și să umble pe la coffee break-uri onegiste. De ce am permis transformarea justiției într-o stână, ci se mișcă unui cioban acea stână, iar Cenia, Sis, Mai sunt paznici ai acestei stâne? În statul nostru de drept se arestează și se eliberează de sub arest în funcție de mofturile personale ale unui individ care aproape a atins demența. Oare nu sesizăm că Republica Moldova se transformă încet cu încet într-un stat de tip mafiot? Oare nu putem înțelege care este soarta acestui pitic de pământ și că numai prin soluții corecte vom putea salva neamul bagiocorit? Cu asemenea discursuri antisistem, Gheorghe Balan venea practic la fiecare adunare generală a judecătorilor, inclusiv pe timpul lui Plahotniuc. Indicația a venit atunci imediat și pe loc. Demisia, zis și făcut. Colegiul disciplinar s-a adresat la CSM și deja în primăvara 2018 acesta este demis la indicația lui Plahotniuc. Gheorghe Balan a fost restabilit în funcție abia după ce Plahotniuc a fugit din țară în toamna 2019. A plecat statul capturat, au venit vremurile bune, dar nu s-a mai schimbat nimic. Există un personaj în societatea noastră pe nume Vladimir Andronache, pe care pasul tare îl vrea la pușcărie. Bine, nu doar pasul, dar ăștia chiar insistă. Și atât că magistratul Balan l-a eliberat din arest preventiv pe acest Andronache anul trecut, adică aproape la un an de la arest, adică exact când prevede legea. Iar legea spune că nimeni nu poate sta în arest preventiv mai mult de un an. Și ce credeți? Ca și atunci, și acum judecătorul Balan a fost ars pe rug. Drăgălin a cerut proceduri disciplinare pe numele lui Gheorghe Balan, fix ca pe timpul lui Plahotniuc. S-a indignat Maia Sandu. Apropo, noi am mai povestit despre acest caz anul trecut și atunci am propus un fel de test sau pariu. Am așa o propunere. Dacă până la finalul procesului lui Andronache acesta va fugi din țară și va scăpa de justiție, judecătorul Gheorghe Balan să-și dea demisie pentru această rușine și fără de lege, cum a interpretat-o Maia Sandu, și chiar să fie tras la răspundere. Iar dacă Andronache nu fuge și se prezintă la ședințele de judecată, atunci să-și dea demisia doamna președinte pentru imixtiune în justiție. Sau slabo. În cazul în care Andronache va fugi din țară, atunci Gheorghe Balan să-și dea demisia imediat. În cazul în care acesta nu va fugi și se va prezenta la proces de judecată, atunci să-și dea demisia ori Maia Sandu, ori doamna Drăgălin, ori ambele, care așa de tare s-au indignat de decizia unui judecător. Recent, când dosarul pe numele acestui Andronache a ajuns în instanță, magistratul Balan a făcut o declarație separată în cadrul procesului, că a devenit ținta unor acțiuni de intimidare și filaj, dar și a unei campanii mediatice declanșate de actuală putere menită să-i denigreze imaginea. Însă asta nu îl va încurca să judece corect cazul. Potrivit lui Balan, anumite structuri ale statului au întreprins acțiuni pentru a-l determina să adopte soluții ilegale, dar convenabile acestora. Adică judecătorul, cum a fost corect pe vremea regimului Plahotniuc, așa e corect și pe vremea regimului Sandu. Dacă se fac presiuni politice, acesta imediat o declară deschis. O făcea și atunci, o face și acum. Evident că și metodele de atunci sunt și acum utilizate. Există un individ în sistemul justiției noastre care consideră că este foarte influent și un jurist bun, deși râd de el toți. Îi spune lui Ion Guzun, făcut de pas membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Păi iată, acest om al Maiei a sesizat inspecția judiciară după apariția în presă a unui material în care Balan spune că este intimidat de actuală putere. Potrivit lui Guzun, Balan încearcă să imprime dosarul lui Andronache un caracter politic, de parcă dosarul Andronache nu este unul politic. Altfel spus, un judecător dă un semnal de alarmă la nivel național și chiar regional, iar Guzun, în loc să sare imediat în apărarea magistratului sau cel puțin să-i verifice, îi cere capul, vrea să-l doboare. De ce? Pentru că oricât de infractor ar fi Andronache, doleanța Maia de a-l condamna trebuie acoperită cu probe, iar când probe nu sau sunt slabe, se procedează ca pe vremea statului capturat. Cine nu e cu noi, e dușman și pentru asta trebuie condamnat cu sau fără probe. Iar dacă cineva își va permite să ridice capul, dosar penal, arest și poate chiar lipsit de cetățenie. Partea bună în tot răboiul ăsta, care e pe capul curajosului judecător Gheorghe Balan, e că de această dată, spre deosebire de regimul trecut, el nu este singur. Mai sunt și alți judecători curajoși. Ion Chirtoacă, Alexei Paniș, Victoria Sanduță, Marina Rusu și nu doar. De această dată, dragă doamnă Sandu, va fi altfel, așa că lăsați-o mai moale. Cu toate că trebuie de recunoscut, ați atins o performanță. Tot mai des și mai des sunteți comparate cu Plahotniuc.
Prieteni, aceasta a fost Moral News și așa am văzut noi săptămână care a fost. Nu uitați, doar aici aflați știrile așa cum ele sunt, dar nu cum cere linia partidului. Un like și share din partea dumneavoastră ne ajută foarte mult să ajungem la cât mai multă lume. Ne revedem săptămâna viitoare, iar eu vă îmbrățișez cu drag!